Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Pasajul TCR a fost asfaltat. Sfințire izvor la Șipot în cartierul Boiștea din Dărmănești. Centenarul încoronării regelui Ferdinand și reginei Maria a fost sărbătorit la mănăstirea Cașin. După zeci de ani de așteptare, după câteva sute de solicitări ale celor care locuiesc în cartierul TCR, iată că primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a dat curs solicitărilor oamenilor și a asfaltat pasajul auto și pietonal. Prilej de bucurie pentru toți locuitorii cartierului TCR. O lucrare așteptată de peste 20 de ani a intrat în linie dreaptă. Am asfaltat pasajul ce face legătura dintre cartierul TCR și oraș. Urmează să facem igienizarea, să montăm limitatoare de viteză, camere de luat vederi, balustrade de protecție pentru pietoni, semafoare noi, să refacem iluminatul, după care vom reda pasajul traficului auto și pietonal. Termenul maxim de finalizare este 28 octombrie, precizează primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Dublă sărbătoare în orașul Dărmănești. Pe lângă sărbătorirea Sfintei Cuvioase Parascheva, dărmăneștenii au mai avut un motiv de bucurie. Este vorba de sfințirea izvorului la Șipot, de pe strada Minerilor, din cartierul Boiștea, Dărmănești. La eveniment au fost prezenți atât cei care obișnuiesc să ia apă de la izvor, cât și cei din zonele învecinate. Bună ziua și bine ați venit la sfințirea izvorului de apă din strada Minerilor. Denumirea de Șipotul din Boiștea. Un obiectiv pe care noi ne-am propus să-l modernizăm cu ceva ani în urmă, iată că astăzi a devenit realitate și mă bucur tare mult că am reușit să redăm acest izvor de apă potabilă cetățenilor din cartierul Boiștea și nu numai, pentru că am văzut aici cetățeni din aproape toate cartierele orașului Dărmănești venind să ia apă de aici. În primul rând, vreau să-i mulțumesc constructorului, îl avem aici, Cătălin, mulțumesc pentru implicare. A fost o idee pe care am pus-o pe hârtie, cred că cu vreo lună în urmă, nu? Și fica dumnealui, studentă la arhitectură la Iași, ne-a sprijinit cu designul. Mulțumesc și Alexandrei. Mulțumesc colegilor din Consiliul Local, pe care îi salut, pentru că au fost de acord să asigurăm finanțarea. Dragi băieșteni, de azi încolo să beți apă dintr-un izvor amenajat ca lumea. Avem și probele făcute, apa este potabilă. Să vă amintiți de momentul ăsta, pentru că am pus icoana împăraților Constantin și Elena, icoana ramului de la biserica din Boiștea. O să rog pe părinți, cărora le mulțumesc că sunt prezenți aici în număr mare, să facă o slujbă de sfințire pentru a binecuvânta lucrul pe care noi l-am făcut. Mulțumesc și vă rog! Binecuvânta prinsul Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecinor. Domnule primar, stimate autorități locale, preacucenici, părinți, colegi, nemuritor creștin, este o zi de mare bucurie, mai ales de sărbătoare pentru noi toți de aici din Moldova. Domnul primar a găsit de cuvință că în această zi putem prăznim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, să aducă un obor de cunoștință pentru toată zona aceasta a Boiștei, mai ales că ne aflăm într-un loc în care mulți venim și ne adăpăm, așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, din apa cea vie. Este un motiv de mare bucurie, mai ales că s-a făcut această reamenajare și gândirea domnului primar a fost să fie o troiță la care să vină fiecare să se adapte, să adapte din apa cea vie care dă viață și sănătate. Mulțumim din suflet pentru efortul pe care l-ați făcut, ne-ați făcut o surpriză, mai ales pentru că v-ați consultat la sfârșit cu noi, surpriza deja era făcută și în ultimul moment a zis părinte,
Noi vrem să punem și să marcăm acest monument, această troiță, o icoană care să fie reprezentativă pentru această zonă. Iar pentru noi de aici, din cartierul Boiștea 1, Sfinții Împărați Constantin și Elena, care poartă, catedrala care poartă acest Sfânt Gram, sunt ocrotitorii noștri și de aceea toți cei care vor trece pe aici, cred că de acum înainte vă vor pomeni, v-au pomeni și până acum, vă vor pomeni de bine pentru lucrul pe care l-ați făcut. Trebuie să faceți o placă comemorativă, să trecem, pentru că noi istoricii lăsăm urmele acestea și când trecem pe aici să știm că în 2022, pe 14 octombrie, de Sfânta Cuvioasă Paraschiva, s-au terminat aceste lucrări frumoase cu acest așezământ și să fie ca bun Dumnezeu la toate cele bune pe care le gândiți pentru urbea noastră, să vă dea Dumnezeu mult spor, să faceți și mai mult decât se poate și să vă dea Dumnezeu multă sănătate, pentru că aceasta este cea mai importantă în gândirea noastră de zi cu zi. Felicitări pe acest moment și mulțumesc din suflet pentru aceste daruri pe care le faceți nouă comunității, împărtășind această bucurie cu toți cei care sunt prezenți aici, împreună cu părinții toți slujitori. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți. Și Sfânta Cuvioasă Paraschiva să vă fie o plăcutoare. Reabilitarea izvorului cu apă i-a bucurat mult pe cei care locuiesc în zonă, dar și pe cei care vin de departe pentru a se bucura de această apă. Cum arăta izvorul înainte? Înainte era făcut din cine știe de câți ani. Era foarte bună apa, da? Și este probabil. Și este foarte bună. Vin din toate părțile, de pe aici, de peste tot. Toate din Comănești, din toate orașele vin ca să bea apă. Cu bine că a amenajat aici domnul primar, că a modernizat. Și le mulțumim din suflet la toți care au participat și au făcut acea frumoasă izvor. Ce ar mai trebui să facă domnul primar pentru dumneavoastră aici în cartier? Păi văd că cam au făcut multe, domn primar, și îi mulțumim de, da, da. Chiar au făcut multe față de restul care am avut, au făcut foarte multe și îi mulțumim din suflet și multă sănătate la toți. Obișnuiți să veniți să luați apă de aici, de la izvor, de la Șipot? Da, măcar două ori săptămână vin și eu. Serios? Da. Așa de bună? Da, e foarte bună. Am înțeles. Acum o servim mai cu drag, din cauza că e făcut foarte frumos. E făcut foarte frumos. Deci mulțumim domnului primar că avem un primar foarte bun și o să avem promisiunea de la primul mandat. Sunteți mulțumită de dumnealui și de faptul că își face treaba? Foarte frumos, da. Da, suntem foarte mulțumiți. Îi transmiteți un mesaj? Să dea Dumnezeu sănătate multă și să facă în continuare și asta. A fost un om de cuvânt și este un om de cuvânt. Este un om de cuvânt. Îi mulțumim din suflet. Mulțumim din suflet. Ce părere aveți? Cum a amenajat frumos aici domnul primar? Foarte frumos. Asta da? N-am avut în Dărmănești așa ceva. Cum era arăta înainte? Mai țineți minte? Da, bineînțeles că de aici sunt din... Din Boiștea. Da, din Boiștea de asta. Am înțeles. E foarte frumos. E ceva e dacă bună apa? E foarte bună. Da? Da. Noi, adevărul că eu nu beau apă de la... Robinet, eu de aici vin și eu apă. Am înțeles că vin oameni cam din toate zonele. Din toate zonele vin de aici. Deci nu numai din tot Dărmăneștiul. Vineri 14 octombrie, de la orele 11:30, în Căminul Cultural din Comuna Mănăstirea Cașin, a avut loc un eveniment dedicat centenarului încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria. Evenimentul a fost organizat de Școala Gimnazială Regina Maria din Mănăstirea Cașin, cu sprijinul primăriei Mănăstirea Cașin, alături de care au venit Biserica din Mănăstirea Cașin, dar și Asociația Cultul Eroilor, sub filiala Mănăstirea Cașin. Prezent la invitația lansată de primarul Comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache, au răspuns deputatul Mircea Fecher, președintele PNL Bacău, subprefecții județului Bacău, Narcis Jitaru, dar și Gabriel Stănică Lupu. Ne-am adunat astăzi alături de frumoasele suflete ale cadrelor didactice, care trebuie să spun că sunt mândră că dumnealor, în condițiile în care programa școlară este așa de rece și de zarmătă, astăzi ele au pregătit o adevărată lecție de istorie cu copiii noștri de la Mănăstirea Cașin. Mănăstirea Cașin trebuie să rămână așa cum, nu ca și până acum, un singur punct pe hartă a județului sau a țării.
Mănăstirea Cașin este mult mai mult decât atât. Suntem o comună foarte frumoasă, cu multe daruri lăsate de la bunul Dumnezeu. Dar, în același timp, avem o istorie. O istorie de care nimeni până acum nu a fost prea mult promovată. Dumneavoastră astăzi, cadrele didactice, faceți un lucru minunat. Și sperăm să rămână an de an, ca fiecare generație în parte, să știe că noi provenim dintr-o comună frumoasă, cu o istorie bogată, iar Casa Regală ne-a trecut pragul, care e un lucru extraordinar de frumos. Noi la școală n-am învățat despre așa ceva. Dar e timpul să fim mândri de aceste lucruri. Pe aceste pământuri au fost date o mulțime de lupte pentru apărarea țării. Lupte care nu au fost scrise atât de intens cum ar fi trebuit în cărțile de istorie. Dar, la acest moment, sunt convinsă că tot mai multă lume va afla de Mănăstirea Cașin. Pentru că, în ultima vreme, avem o promovare asiduă, atât din partea bisericii, din partea dumneavoastră a școlii, cât și noi, primăria, susține absolut orice acțiune care aduce spre promovarea zonei noastre atât de frumoasă. E adevărat că ne lipsesc foarte multe în infrastructură, dar vă asigur că se va face absolut orice, încât să îmbinăm și partea turistică și partea utilitară în așa fel încât, într-o bună zi, să spunem că trăim într-o comună modernă, frumoasă și turistică, pentru că sunt convinsă că tot mai multă lume ne va călca pragul. Astăzi, la o zi mai devreme, e adevărat, sărbătorim un eveniment foarte important, respectiv centenarul încoronării reginei Maria și regelui Ferdinand, ori pentru că regina Maria a lăsat atât de mult în urmă nu doar României, ci județului Bacău și Mănăstirii Cașin. Pentru ce a făcut regina Maria în toată perioada războiului și nu numai, pentru sutele de morți de răniți pe care i-a îngrijit, pentru toți morții pe care i-a îngropat, pentru acțiunea pe care a făcut-o împreună cu Crucea Roșie, pentru toate spitalele pe care le-a gestionat pe front și pentru, până la urmă, și pentru politica activă pe care a făcut-o și care probabil nu era un lucru obișnuit pentru o față regală. Pentru toate aceste motive mă bucur că astăzi la Mănăstirea Cașin facem ceea ce se întâmplă în toate locurile din România, acolo unde este pomenită aniversarea încoronării și nu doar la Alba Iulia, respectiv sărbătorim acest eveniment așa cum se cuvine. Complexul muzeal Iulian Antonescu din Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău, a organizat la începutul lunii octombrie Simpozionul Național Vasile Pârvan, manifestare de tradiție desfășurată sub semnul marelui savant român, originar de pe meleaguri băcăoane. În holul muzeului a fost amenajată o expoziție fotodocument Arc peste timp, realizată de etnograful Iulian Bucur, cu instantanee din viața comunităților băcăoane de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului trecut, intitulată La început este de multul. Iată că în cadrul Simpozionului Național, deci de la Muzeul din Bacău, Iulian Antonescu, are loc un vernisaj extrem de interesant, provocator, se cheamă Fotodocumentare din Arhiva Muzeului de Etnografie, La început era de multul și dumneavoastră prezentați. Da, mai întâi am șlefuit acest titlu, am gândit mult la el. Știți, acest titlu al expoziției noastre de etnografie, de fotografie etnografică, calchează o zicere biblică. La început era cuvântul. Ne-am luat așa la întrecere cu înțelepciunea biblică și am început să înlocuim și ni s-a părut că, știți, muzeul nostru de fapt asta adăpostește, de multul.
toate care au fost de mult se află aici în muzeul nostru. Și atunci am încercat așa să ne luăm la întrecere cu zicerea biblică și am spus nu, sigur, poate să fi fost sau poate că este și cuvântul, dar este și demultul. Și dovada este chiar aici, în mâna mea. Dovada sunt acele fotografii pe care le-am expus pe holul A. Sunt fotografii din tot județul Bacău și nu numai. Sunt fotografii care sunt și din preajma județului Bacău, din județul Neamț. Avem câteva poze foarte frumoase. Să știți, aceste fotografii le-au dat băcăoanii care se vor uita la noi. Acești băcăoani îi pot vedea aici, pe străbunicilor, pe străbunicilor, în diferite ipostaze. Harnici la câmp, aroganți atunci când sunt în Consiliul de la Letea Veche, cu un pic de umilință, bun gospodari, cu un pic de umilință atunci când aduc apa, când, și așa mai departe. Toate ipostazele, toate sunt, sau foarte multe, sunt acolo surprinse de aparatele fotografice. Printre aparatele celebre se află și aparatul unui fotograf care s-a numit Emil Prato și care înainte de război și de fapt și afișul evenimentului e tot după o fotografie a lui Emil Prato. Emil Prato a fost un fotograf care în perioada antebelică s-a dus la Tescani, invitat de boierii de acolo, care erau niște mari oameni, și acolo Emil Prato a făcut un fel de reportaj fotografic, un fel de reportaj fotografic pe care după aceea l-a și dăruit boierilor, și boierii când trimiteau la Paris o carte poștală, nu se arătau pe ei, ci se arătau proprietatea. Da, proprietatea și, dacă vreți, prietenii muncitori pe care îi respectau foarte mult, cărora le făcuseră școală, cărora încercau să le facă o viață bună. Deci un fel de jurnalist, ca să zicem. Exact, s-a întâmplat în perioada antebelică cu acest fotograf băcăoan. Nu știm foarte bine originile. Unii zic că a fost ceh, numele lui are o rezonanță un pic italiană. În afară de fotografiile din acest pachet numit Emil Prato, mai avem fotografii care vin de pe niște clișee de sticlă ACFA, ale căror sursă la fel nu o știm. S-ar putea să fi fost făcute cândva prin anii 30, știm că ele sunt din Faraoani. Niște fotografii de foarte bună calitate și multe alte feluri de fotografii pe metal. Vor descoperi, dacă vor veni băcăoani și nu numai la noi, vor descoperi niște fotografii foarte vechi, mă rog, fotografii mărite. Noi le-am mărit ca să nu fie probleme de percepție. Se va vedea acolo cum pe tabla ruginită fotograful a reușit să prindă un smalț colorat care îi reprezintă pe bunicii, străbunicii, zâmbind, plângând, acolo, aici, la noi, în expoziție, unde trebuie să vină să ne vadă. Până când va fi această expoziție? Pentru că este inedită, în opinia mea, și este așa o întoarcere în timp, o călătorie în timp. Această fotografie va fi în toată luna octombrie, va putea să fie, această expoziție va putea fi vizitată de-a lungul întregii luni octombrie, poate și câteva zile din noiembrie, dar îi așteptăm mai ales în octombrie, pentru că în noiembrie le pregătim altceva. Ca o mărturie peste timp, aceste fotografii vorbesc despre viața țăranilor băcăoani de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, dar și aspecte politico-administrative, unele fiind realizate chiar cu clișeu pe sticlă. Acești oameni se pregătesc să intre în orașul Bacău. Vreau să merg la votare sau cam așa ceva, că așa se votea atunci. Uiteați-vă, pe aici trece telegraful. Așa am reușit să identific, să poziționăm și în mod mai exact acolo în Măgura s-au adunat. Ei vor intra și vor vota. Ei fac parte de nu știu ce colegiu de votanți de aici la Bacău. Dacă vreți, aceștia sunt votanții și ai Caragiale, care sunt într-o scrisoare pierdută. Aici, la intrarea în Bacău, sunt așteptați și de protipendada atâta Măgurii, care atunci se chema Călugăra Mare, dar și băcăoanii au venit să-i întâmpine și cumva să-i îndemne să voteze într-un anume fel. După, dacă ne uităm cu atenție la fotografie, vom vedea un detaliu interesant. Uitați-vă, ei sunt bogații și bogații purtau foarte multe, purtau ițari cu foarte multe, foarte mulți creți. Uitați-vă, cu cât a fost, sunt niște panouri care au și 3 metri, știți? Atât de mulți sunt. Și ei se adună în creț așa și le dau în obeții și arată, și le arată bogăția. Iar coalele lungi la fel arată nivelul lor de trai. În spate sunt cei mai sărăcuți așa, sunt și câțiva cai, sunt foarte puține femei aici în spate. Aici sunt într-adevăr femei care... Dacă știți, sunt protipendata. Protipendata Măgurii și protipendata Bacăului. Da, ești un câine aici rătăcit. Aceasta este una dintre cele mai frumoase fotografii. O alta este o fotografie de la Oituz, care pe atunci se chema Grozești. Războiul încă nu s-a terminat, primul război, și a venit protopopul, decanul, cum se cheamă în lumea catolică, a venit decanul de la Târgu Trotuș să constate
daune, exact, ororile războiului, e foarte corect spus. Aceasta este Biserica Catolică din Grozești, care face să fac Mauritus, Biserica Catolică aflată chiar pe linia frontului, adică de o parte la 200 de metri erau austrieci, ungurii, germanii, de partea cealaltă la 200 de metri erau românii și rușii. Atât au tras unii alții până când această biserică a rămas fără acoperiș și cu zidurile demantelate. După ce s-a încetat focul, au venit cu toți și s-au fotografiat. Dacă uitați, sunt femei, sunt copii, sunt bătrâni, iar tinerii încă sunt, tinerii combatanți încă sunt pe front, pentru că nu s-a terminat războiul cu totul. De asta îi lipsesc din această fotografie. Cei interesați trebuie să știe că expoziția poate fi admirată toată luna octombrie la Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău. Așa cum am spus că vom face deputații PNL, au votat împotriva majorării salariilor demnitarilor și pentru corectarea votului dat în Senat. Veniturile demnitarilor de la nivel central nu vor fi majorate, indiferent dacă vorbim de miniștri, parlamentari sau chiar președinte. Majorarea salariilor în administrația publică locală a fost o decizie asumată de întreaga coaliție de guvernare, care nu vizează doar primarii, ci și personalul din primării, pentru a fi aduși la nivel de salarizare al anului 2021, în condițiile în care o bună parte dintre ei au salarii foarte mici. Este necesar să avem oameni performanți și profesioniști angajați în administrația publică locală pentru a dezvolta comunitățile locale. Nu a existat decizie, implicit nici discuție la nivelul partidului și foarte important nici la nivelul coaliției pentru majorarea salariilor parlamentarilor. Dacă ar fi existat vreo discuție în partid în ceea ce privește parlamentarii, în mod sigur nu așa ar fi arătat votul senatorilor. A fost o decizie a Senatului corectată de PNL la Camera Deputaților, care are rol de cameră decizională, a declarat deputatul băcăuan Cătălin Ciofu. Guvernul a majorat la sfârșitul lunii august salariile personalului din sectorul bugetar, care erau înghețate din 2019, ca urmare a dezechilibrelor bugetare din perioada începutului de pandemie. În decizia de luna trecută, personalul din administrația publică a fost exclus, însă creșterea inflației vulnerabilizează și această categorie de angajați, cărora li se aplică același principiu și în cazul acestora e o măsură care se impune din punct de vedere legal. Autoritățile locale trebuie să dea dovadă de responsabilitate și implicare în utilizarea banilor publici, fie că vorbim de actualul cadru financiar, cât și despre finalizarea proiectelor demarate și asumate prin cel aferent perioadei 2014-2020. De asemenea, este necesar ca primarii să implementeze proiectele din programul național Angel Salini, a precizat Cătălina Ciofu. De zilele municipiului Bacău, autoritățile locale intenționează să ia măsuri necesare privind restricționarea circulației rutiere pe calea Mărășesc, respectiv tronsonul cuprins între intersecția cu bulevardul Sturza, Hotel Decebal, până la Casa de Asigurări de Sănătate, este vorba de Ciupercuțe, precum și pe strada Luminii și strada Erou Gheorghe Rusu, în perioada vineri, 14 octombrie, de la ora 15 până duminică, 16 octombrie, până la ora 23. Joi, 13 octombrie, de la ora 8, Poliția locală a municipiului Bacău va lua măsurile necesare privind eliberarea parcării publice din spatele Casei de Cultură Bacău, precum și a străzii Luminii și strada Erou Gheorghe Rusu. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 15 octombrie, cerul se mai înseninează, mercurul în termometre urcă până la valori de 16 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 2 grade Celsius. Duminică 16 octombrie, cerul va fi senin, maxima zilei va ajunge până la valori de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 3 grade Celsius. Luni 17 octombrie, cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la valori de 19 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 4-5 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.